Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori! De această dată vin pentru dumneavoastră cu un videoclip în care vom vorbi despre vâsc. Deoarece suntem în prag de an nou, vreau să vă spun ce rol are acest vâsc pentru noi. Pentru că, de fapt, marea majoritate dintre noi ne dorim să fim mai buni, mai sănătoși și, de ce nu, să fim și norocoși în dragoste, de fapt, în următorul an, pentru că, de fapt, contează și asta foarte, foarte mult, adică norocul în dragoste. Vreau să știți că acest vâsc are un rol foarte important pentru toate familiile. Nu contează că suntem mai tineri sau sunt persoane mai în vârstă. Toată lumea, cu toții, trebuie să ne respectăm și să ne iubim. Așa că este foarte bine să vă cumpărați vâsc, să aveți vâsc în casă în noaptea dintre ani. Îl puteți așeza adică îl puteți lega practic cu oață și lega undeva deasupra tocului unui uș și țineți cont ca în noaptea dintre ani să vă puteți îmbrățișa, să vă puteți săruta sub acel vâsc. Se spune că veți avea noroc în dragoste tot anul, adică vă va merge bine și nu va fi ură și dușmănie între cei din casă. Ce mai puteți face cu el? Îl puteți pune cum îl am eu aici, pentru că nu am putut să-l așez undeva, să stau cu el agățat sub oglindă, cum ar fi, sau cum am spus, la ușă. Îl puteți pune buchetat într-o vază, dar țineți cont să nu îi puneți apă, pentru că el este așa foarte decorativ, nu își pierde frunza și va sta așa verde. Adică, după cum îl vedeți, eu îl am de câteva zile și nu și-a pierdut frumusețea lui. Așa că, dacă vă doriți să vă puneți vâsc în casă noaptea dintre ani, ceea ce v-am spus că este destul de important, se găsește în piețe. Sunt piețele, pot să spun că sunt foarte, este foarte mult vâsc, îl găsiți și îl aduceți acasă pentru un an mai bun, pentru că cu toții sperăm la ceva mai bun din totdeauna, adică cu toții ne dorim să avem un an mai bun, să fim mult mai, mult mai sănătoși. Iar dacă, asta nu am spus, am uitat să precizez, iar dacă nu îl agățați la oglindă sau deasupra unei uși, încercați să-l puneți într-o vază, iar vaza aceea să fie așezată undeva la vedere, cum ar fi pe o măsuță, pe o suprafață pe unde dumneavoastră treceți. Să fiți în preajma lui, în acea noapte. Așa că, ce să zic, dacă considerați că v-am putut fi de ajutor, ceea ce mulți dintre dumneavoastră pot să spun că și cred că știați acest lucru, nu a mai rămas decât să vă abonați ca să puteți urmări toate videoclipurile, pentru că, într-adevăr, avem multe de discutat. Nu a rămas decât să vă abonați, iar eu, ca de obicei, pentru că m-ați urmărit până la final, vă spun, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă spun la revedere, cu multă sănătate și cu spor în toate!